Hai la plimbare prin parc, prin zăvoi, uitați de neîmplinire, uitați de nevoi. Comănești, Comănești, orășel de munte, pentru cei rătăciți tu ești ca o punte, de care amintiri se duc în tot și ca aerul vieții cu tine îl toc. Pe care amintiri se duc, se întorc, și caierul vieții cu tine întorc. Hai la plimbare prin parc, prin zăvoi, uitați de neîmplinire, uitați de nevoi. Șupană loaia chiar și a său, se leagă de-a purul de sufletul tău. Oraș minier cu oameni cinstiți, oraș cu virtute și fețe cu minți. Oraș minier cu oameni cinstiți, oraș cu virtute și fețe cu minți. Hai la plimbare prin parc, prin zăvoi, un cosmau lungu sunt fii tăi și multe familii cu nume de eroi, cu toți la oaltă copii povești, doar pentru tine, oraș Comănești. Cu toți la oaltă copii povești, doar pentru tine, oraș Comănești. Hai la plimbare prin parc, prin zăvoi, de tine mă leagă amintiri și trecut. Când viața am trăit, am cu totul plăcut. Să știți și voi, încerca popor, Comăneștiul trecut, Comănești viitor. Să știți și voi, încerca popor, Comănești viitor. Hai la plimbare prin parc, prin zăvoi. Concert Filiul Alexandru Ivan. Ne-am adunat prin strângere, așa, să dăm drumul activității din ziua de astăzi. O activitate care am popularizat-o cam din urmă de vreo săptămână, dar muncem la ea de vreo an de zile și e bine că facem asta, pentru că aici la noi sunt oameni care muncesc frumos, creează frumos și nu numai literatură, ci și artă grea, cum este domnul Doagă, care este sculptor. Și, într-adevăr, este o artă grea. Și vreau să vă spun că ceea ce facem aici ne place. Că dacă n-ar exista plăcere din partea celor prezenți, nu s-ar reuși să ajungem la o oarecare performanță. Înainte de a începe activitatea, dați-mi voie să prezint, să aduc în față prezența domnului Cornel Gărden, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor de România, critic literar, poet, etc. Și, bineînțeles, ziarist, redactorul revistei, care o aveți mulți dintre noastre în față, nu? Și pe care o veți mai primi. Urmează, da. De asemenea, aș vrea să salut, nu știu dacă nu greșesc, prezența în mijlocul nostru a unei doamne care este autoare a peste 30 de studii și articole care au fost publicate în reviste de specialitate, a unui dicționar de cuvinte și expresii latinești și eline în contexte literare românești. Apărut la editura Humanitas în București, fondator și redactor șef al revistei de cultură clasică Itinera, singura publicație de profil din învățământul preuniversitar din țară. Este membră a Societății de Studii Clasice din România, face parte din Comisia Națională
a profesorilor din clasice de învățământul preuniversitar, pe care Guvernul României a diplomat-o, să zicem așa, i-a acordat diploma de excelență. Doamna Cristina Popescu. Și nu știu dacă nu greșesc, doctor în științe filologice. Nu greșesc. Dar unde ați aflat toate lucrurile astea? Mulțumesc frumos, dar... Le-am aflat pentru că așa e datoria mea să află. Sunt bârfitori mulți. Da? Mulți bârfitori de lumea asta. Așa. Ca să știți că totuși nu suntem... De asemenea, aș vrea, înainte de a intra în activitate, să fac prezența la, în această activitate și să vă prezint membrii grupului de literatură și artă, Metafore Comănăștene. Domnul profesor Petre Colăcel, critic literar, scriitor și viitor poet. Domnișoara profesoară Laura, doamna profesoară Laura Murgu, care va fi viitorul nostru critic literar. Domnul profesor Ioan Popa Comănești, dacă o adăugire, autor al mai multor manuale, adică manuale cărți didactice, dar în special scriitor de romane și povestiri, nuvele, etc., domnul Ioan Popa. Domnul Ioan Gherghina, autor de cărți de istoriografie muzicală și în curând, tot în luna aceasta, îi va apărea prima carte de literatură, primul debut ca scriitor. Domnul Constantin Săranu, scriitor, profesor, care se află aici în locul nostru. Mergem mai departe. Domnul Ioan Moise, care lansează astăzi cartea. Domnul Marcel Cepoi, poet cu două cărți publicate și a apărut în antologiile noastre. Domnișoara, da, domnișoara Mada Madalina Miron, poeta. Domnul Toade Roprea, care se află acolo, poet și scriitor. Domnul Nicu Vătavu, care se află acolo, viitor poet. Domnul Constantin Colăcel, epigramist, pe care l-ați ascultat la trecută. Și eu, cine? Da, dar domnul Doagă i-a spus că e cu altă grea. De la început i-am spus, domnul Teodor Doagă, da? Da, el e cu altă grea. Domnul șef, da, muzicienii. Stai o leacă. Ah, stau ca așa. În grupul nostru mai fac parte și domnul muzician, să zicem, Nicu Garai, care și scrie texte, dar și scrie muzică, așa, domnul Constantin Chirilă, cantautor, și eu. Iar și eu. Și eu. Eu. Primul și ultimul. Da, eu. Da, eu. Da, și-a apărut acum domnul Vasile, Vasile Ungureanu, poet. El își zice Zamorșteanu. Zamorșteanu. Mai este și Madalina. A zis, nu uitați. Mulțumesc de asemenea pentru prezența celor care sunt invitații celui care astăzi își lansează o carte. Ia ca, dragilor, v-am făcut prezentările, dați-mi voie și mie a zece câteva vorbe. Așa, domnule Moise, Dilă Moise, Moise, pardon, Natalie, ești gonicar, nu e așa? Și n-ai, nu vorbești deloc, și nu vorbești deloc ca Moise, așa l-am pus fii, cum te lăudai așa într-o cronica mea tale, da? Dar mea tale știi, seamenea mai mult cu Nica lui Costachi, care însemna pe o draniță tot ce se întâmplă, așa faci și matale în grupul nostru de literatură, când vii aici, dai cu dranița matale și zici
cum greșește unul sau cum zice unul oarece, matale și în condești pe braniță, după aceea încep toți arării cu gura cascată, că de-aia e firesc să se întâmple așa ceva. Ba, cu matale și cu iotura, așa cum se întâmplă și cum se... Și stai și pândești la asemenea greșeli, cum pândește domnul Pâcolă, cel care are meserie de mamăș la vintrele gramatice și a scrierilor literare. Domnul Moise e spălicat foarte bine, dar mă, dar nu seamănă chiar cu vorbe pe la urechii, care oricum era în două urechi și nici matare nu ești decât tot în două urechi, nu trebuie să zic că ești chiar într-o ureche. Uneori, auzi, mai așa. Pentru că domnul acela, care scria cronică, așa, cum am, nu știu câte vreme, scria el acolo, făcea niște portrete. Mă rog, eu aș face, nu cum atare, aș face niște portrete, că am văzut că n-ai. Și că fost au acest domn, Costică Colăcel, un om nu prea mare de statul, rătundu și la față balanul, și cum zicea cineva ceva, cum mă sunt condeia cu epigrama domniei sale. Ba nu, 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 asta nu-i bun să știi. Spune înainte. Mai degrabă m-aș lega de domnul Pâcolăcel, care nu știu cum, a nimerit la Budă. La Budă, pardon. Domnule, așa, așa. Dar nu Budă acela care vă gândiți fiecare. Acolo unde veneau enoriașele și ziceau că domnul Pâcolăcel era, nu știu ce personaj pe acolo, pe un părinte, și ei se închinau la el și lui se scurgeau ochii după enoriașele astea, dar canci. Matale, ești cronicar? Eu cred că ești, probabil că ești, da? Mă rog. Dar ar mai fi trebuit să mai scrii și despre dosoftei despre care vorbea domnul Colăcel, tata, mai zilele trecute. Că ăla scria despre Luc Oil. Că vinea de la Moscova, lucoarea aceea, nu știu cum. De ce vinea Luc Oil-ul de acolo? Dar și domnul Popa vorbea tot de Luc. Și-l tăvălea pe niște grâne, dar tot Luc Oil era, domnule. Nu? Bine, mă bucur. Al Luc. Fiecare cu lucrul lui, bineînțeles, doamne, știu ce zice lucrul. Și mai, aș mai zice eu mai multe. Și despre Zdrahonul Zamolseanu, care fuge și crede, mă rog, urmașul zeului, și fuge din când în când mai jos să duhănească câte ceva. E, asta e cam treaba. Domnule Moise, mai degrabă, nu mai trăgea pe Chirilă de urechi, cum l-o trasune, că avea urechi. Așa? Când mai cântă câte un cântec despre mama, care e mereu la sfințit, așa? Și ne despre răcil acela englez, acela din care n-ai înțeles o boală. Dar mă rog, asta e treaba mea tare. Și cum ziceam, aceste zese fiind, că l-am prezentat pe domnul Moise, cronicarul nostru. Scrie dumneavoastră des cărțile, un soi de cronici, nu sunt chiar cronici, să știți de la mine. Nici procese verbale, e o răstălmăcire a celor ce se întâmplă aici. Și pentru că am ajuns la aceste zise, dar, domnule, cântă-mă tare ceva dacă vrei. Merg pe pământ și sunt capioara, toate-mi parcă sunt prima oară. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi e dragă piața. Și orice splendoare mă doare, mă doare această floare, și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi,
ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Cutul și fiori spun mamă și tată, parcă îmi văd părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi e dragă viața. Și orice splendoare mă doare, mă doare această floare. Și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Când te cuprind, tu tremuri arzi toată, parcă ai iubi, iubi prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi e dragă viața. Și orice splendoare mă doare, mă doare această floare. Și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Da. Am auzit ce mâine nu va mai fi, dar vedem ce va mai fi astăzi. Aș ruga-o pe doamna profesoară Cristina să glăsuiască. Ați fost invitată special. Nu mă gândeam că o să începeți totuși cu mine. Eu am venit așa în calitate de prietenă, de simpatizantă, dar nu de critic literar și de om care vă admiră și în calitate de foarte veche colegă și de... S-a creat așa un, să zicem, un atașament. Data trecută m-am simțit foarte bine și am gândit că e un loc care mi se potrivește și în care, dacă m-ați invitat, am venit cu drag. Sigur că eu am reușit să parcurg așa, grosomodo, cum spune latinul, cronicile domnului Moise, a cărui revelația am avut-o la Moinești în acea ședință în care domnul Dospinescu și-a lansat volumul Epigrame. Sigur că n-am apucat să aprofundez textul volumului. Pentru mine domnul Moise reprezintă un fenomen până una alta. Eu nu prea am întâlnit un asemenea personaj cu atâta spontaneitate și cu atâta spirit ludic și cu atâta umor care să reușească în timpul unei ședințe de cenaclu să surprindă ce să surprindă, ce se întâmplă acolo, particularitățile activității, eu știu, să portretizeze participanții, să surprindă tipuri, să surprindă obsesii, să surprindă trăsături aparent, peste care aparent noi trecem fără să le băgăm în seamă. Sigur că am izbucnit în hohote, eu de mult n-am mai râs până să vin la ședințele dumneavoastră de cenaclu, cred că sunt câțiva ani buni. Înțeleg că se poate recăpăta râsul. Și acum să
mi-am notat așa câteva lucruri de bun simț și evident apreciative. Și citind, m-am tot întrebat de Udin în ce gen literar, în ce specie literară să încadrez eu scrierile domnului Moise. Și m-am gândit așa că nu pot fi încadrate într-o specie anume, într-un gen anume. E în așa numită literatură de frontieră, cum știm noi filologii că se numește o specie, o lucrare din aceasta hibridă care cuprinde elemente și dintr-o specie și dintr-alta și dintr-un gen și dintr-altul. Și evident este un amalgam de elemente acolo care încadrează aceste texte umoristice și în ceea ce s-ar chema, după părerea mea, așa că nu vreau să îmi impun lucrul ăsta, este ceea ce doar simt eu. În așa numitul, și în ceea ce s-ar chema reportaj, pentru că sunt informații culese de la fața locului, da, să spunem. Sunt relatate evenimente, da? Sunt prezentați oameni. Ce să spun, claritatea, minuțiozitatea stilului ne duce spre ceea ce s-ar chema document, un document autentic al activității cenaclului. Aș zice că este și jurnal, pentru că autorul consemnează tot ceea ce se întâmplă cronologic în timpul unei activități. Și cred că aș încadra și în ceea ce s-ar chema memorialistică, pentru că autorul însuși consemnează respectivele informații și participă totodată la evenimentul pe care îl consemnează. Și în concluzie, eu cred că avem de-a face cu o lucrare hibridă care este destul de greu de alcătuit și pentru care cu adevărat trebuie să ai har, și am întâlnit, va să zică, un asemenea autor. Cât privește așa numitele procese verbale, pentru că ele sunt procese verbale, cum spunea și domnul profesor Iacob, dar așa, la modul ironic, evident, în sensul tot de document până la urmă, că procesul verbal ce este decât un document? Ele sunt, v-am să zic, scrise după o schemă, așa mi s-a părut mie cel puțin, după o anumită schemă, captivantă, ironică. Își păstrează același registru stilistic și consemnează, cum spuneam, într-un spirit ludic, impresiile, comentariile personale, reflecțiile asupra a ceea ce se întâmplă în cadrul unei ședințe. Mai sesizam că autorul știe să selecteze aspectele esențiale ale evenimentului și îmbină dezinvolt narațiunea, care mi se pare lineară și cel mai mult evocativă, cu pasaje descriptive, realizând adevărate pagini de literatură. Sigur că este de semnalat verba satirică, evident, ironia, umorul, n-aș zice incisivitatea, deși pe alocuri nu pot să spun că nu am surprins și incisivitate. Unele secvențe sunt de o savoare lingvistică deosebită. Eu mi-am notat 2-3 pasaje, dar până să le citesc, nu știu, cred că ar trebui să încep cu ele, pentru că m-am oprit mai mult la tot felul de figuri
eu le-am cu figurile de repetiție și sigur că pe măsură ce repetăm fie un cuvânt, fie un grup de sunete, fie anumite secvențe, fie sub diferite forme, pentru că și repetițiile astea pot să repet un cuvânt în forma, într-o singură formă. Ei, nu e același lucru. Domnul Moise le repetă sub forma a ceea ce noi numim în stilistica latină și greacă poliptoton, adică în formele lui flexionare, când la un caz sau altul, când la un număr sau altul, la verbe, când un mod și un timp, când alt mod și un alt timp, când altă persoană. Parigmenonul mi s-a părut figura pe care, una din figurile de stil pe care o iubesc în mod deosebit, parigmenonul, când de la aceeași rădăcină pornesc cuvinte care se înrudesc, va să zică, prin rădăcina lor. Și aici mi-am scos câteva exemple, că nu se putea. Treacă meargă, spune domnul Moise, treacă meargă necunoscuții, o să citesc și pasajele lărgite, dar nici nu vreau să plictisez. Da, deci treacă meargă necunoscuții, dar să vedeți, necunoscutele, se referea la participantele prezente pe care le vedea pentru prima oară la un moment dat, la într-o ședință sau alta. Sper ca încet, încet să facem cunoștință. Asta era pe la pagina 77. Mai spunea dânsul, un personaj nou care s-a prezentat ca nou, fără nume și prenume. Domnul Chirilă, care nestrunit cântă din strune, din Păunescu. Domnul Iacob, cu deformația formației profesionale. Cărțile care, fiind la început, sunt cărți de începători. Bine, n-am mai dat paginile, că vă dați seama că fiecare e la o altă pagină și într-un alt proces verbal. Domnul Dospinescu, făcând critică, evită autocritica. Domnul Iacob regretă că nu a trăit trăirea autorului. În fine, și alte figuri de coduri colorate, mi-a plăcut enorm aliterația, coduri colorate, a treia decadă din martie are coduri colorate, despre dată ca altă dată să fie pusă în alt colț, la pagina 45. Bine, aici ar fi trebuit să rescriu cartea, vă închipuiți că asta ar fi trebuit să fac, dar, bine, nu mai spun de situațiile oximoronice, să le numim așa, dacă toți sunt pe ea. E o figură care, o de stil care văd că îi place mult, pentru pe care o folosește predilect. Proză în versuri, spune dânsul la pagina 43, verbul impersonal să devină personal, la pagina 50. Toate necunoscutele în par cunoscute, la pagina 94. Reținem că stilul îmbrăcat trebuie dezbrăcat. Autorul criticat cu laude. N-am mai spus, bine, dar e o mină de asemenea perle, da, figuri de stil, pentru că ele realmente sunt figuri de stil. Nu puteam să trec peste cele două denumiri latinești totale, m-a surprins, deși n-ar fi trebuit să mă surprindă, că fiind inginer silvic, ați studiat toate denumirile științifice și cred că le-ați învățat așa la greu. Pentru asta ar fi trebuit să fi făcut în școală un pic de latină și cred că ați cam blagoslovit fie școala, fie profesorii care, sau fie perioada în care latina a fost, din păcate, scoasă timp de 16 ani complet din licee și atunci vă dați seama. Diocelul este Galantus Nivalis, și pornind de la legătura cu galant din română, a neologismului, domnul Moise se preferă sărbătoarea de 8 martie, care încă e încărcată de zăpadă sau cu zăpadă, dar sigur că asta îl obligă sărbătoarea. Cele două sărbători din luna martie îl obligă la a oferi
această floare simbolică doamnelor și domnișoarelor din cenaclu. Bineînțeles, era și floarea de colț acolo și ea este, da? O spuneți dumneavoastră? Leon Topodium Alpino. Vă felicit, vă felicit. Păi să știți că dacă acum am avea un absolvent proaspăt de facultate de silvicultură, mă tem că n-aș fi să... Deci tot respectul pentru școala românească de altă dată, cel puțin, cu toate că eu fac parte și din școala de altă dată și din școala de astăzi, dar o spun cu destul regret și cu destul mâhnire. Și spuneam de paginile acestea savuroase, mi le-am notat, văd că aveți ceva cu domnul Doaga, aveți o problemă cu sculptura. Suntem cunoștințe. Da, da, asta mi s-a părut și trebuie să căutăm pagine. Și cu domnul Chirilă, în aceeași măsură. Dar haideți să vedem mai întâi la pagina 46. Mi-am notat aici un pasaj și dacă nu vă plictisesc, eu am să-l și citesc. Domnul Doaga ne prezintă arta egipteană din mileniul al IV-lea înainte de Hristos. Apoi ne trece prin renaștere, manierism și baroc, pentru a ajunge la sculptura monumentală. Eu rămân de lemn tănase la un Tutankhamon din lemn. După opinia autorului, ceea ce vedem nu e o operă de artă, e mască mortuară. Frate, tot de la dânsul aflăm că lucrarea trebuie pipăită, căci se adresează tactilului și nu vizualului. Nu m-am uitat, dar nici n-am pipăit. Autorul n-a fost contrazis. Domnul Dospinescu a văzut originalul lucrării la Cairo, artă grea, 9-10 kg de aur. Domnul Gherghina e nedumirit de personalitatea lui Tutankhamon. Eu credeam că vorbim de opera maestrului Goagă și nu despre meritele faraonului. Comentariile critice se rezumă la felicitări. În vervă, autorul sculpturii ne spune cam la ce se poate gândi un pictor timp de 5 ceasuri față în față cu un model, nud feminin. Asta este unul din pasaje și mai era ceva la pagina 51. Bine, ar trebui citită absolut toată cartea, vă dați seama că eu am subliniat la greu aici, însă nu... Domnul Doaga, deși avertizat să nu vorbească mult, militează îndelung pentru socializarea de după procesul verbal și până la haine și căciuri. Sculptorul ne prezintă o lucrare nouă, cu iz de ulei proaspăt, deci artă crudă. Sper din toată inima că autorul a folosit un prun uscat pentru operă, altfel l-aș urâ că a sacrificat un pom care îmi dă mai multe satisfacții. Asta sunt doar două din ceea ce am selectat eu pentru ceea ce numeam pagini savuroase. Ce să spun? Aș fi putut să spun mai mult, dar probabil că e bine să mă opresc aici, nu înainte de a-l felicita pe autor și de a îi ura să depășească faza gloriei locale. Pentru că e păcat ca un asemenea talent lăsat de Dumnezeu să rămână doar între granițele Comăneștiului, chiar ale Bacăului, mi se pare chiar prea puțin. Și nu știu, poate cu un efort conjugat, cu tenacitatea domnului profesor Iacob, cu dorința autorului, pentru că în primul rând, cu un pic de impuls din partea domnului profesor Colăcel și a altor prieteni să reușiți să vă faceți cunoscut la nivele mult mai înalte, pentru că altminteri iar mi-ar părea rău să... Eu oricum v-am popularizat la Moinești, știe tot liceul Spiru Hare despre dumneavoastră, știu clasele mele de elevi, o să vină poate și câteva eleve talentate care,
care scriu la rândul lor, dar care nu pot veni decât sâmbătă, din câte am priceput, acum când vor mai fi ședințele sâmbătă. Și toate felicitările și ați fost o surpriză totală pentru mine și o descoperire totală și un umorist autentic, dar nu numai, și un analist și un om care surprinde subtilități, sondând abisurile noastre sufletești. Vă felicit! Mulțumim, doamna profesoară! Nu vă mai pun titlul. Profesor doctor. Vă rog frumos. Eu am spus în ce calitate am venit aici. Da, nu, dar... Deci nu mai spun titlul. Colega mea care... Colega din totdeauna, Da. Un titlu sau mai mult sau mai puțin nu schimbă niciodată. Știam asta. Cu modestia care vă caracterizează, așa scria și în articolul acela pe care l-am consultat eu. Eu am consultat-o într-un articol. Vorbea despre modestia dumneavoastră. Cu aceeași modestie și vă mulțumim frumos pentru această analiză așa de substanță a ceea ce a spus domnul Moise. Domnul Chirilă, dacă v-aș ruga pe dumneavoastră... Lacrimă de dor, nu te uscă vântul călător. Hei, lacrimă de dor, nu te uscă vântul călător. Nu leagă-n soarele piscuri și băi, lacrimă de dor. Leagă-n dragostea ochii tăi, lacrimă de dor. Și cum să spun că nu-i ușor, cum să spun că mi-e de dor. Cum să spun că ești departe, cum să spun ce ne desparte. Hei, lacrimă de dor, nu te uscă vântul călător. Leagă-n cerul noaptea o stea, lacrimă de dor. Leagă-n dragostea inima ta, lacrimă de dor. Și cum să spun că nu-i ușor, cum să spun când e de dor. Cum să spun că ești departe, cum să spun ce ne desparte. Hei, lacrimă de dor, te uscă vântul călător. Hei, lacrimă de dor, te uscă vântul călător. Mircea Rusu. Dragi colegi, stimați auditori, vă propun să continuăm să numărăm cum numără domnul Leonid, adică să numărăm ca în box până la 9. Și apoi să ne oprim cu număratul. Nu mă refer la faptul că nu o să mai publicăm cărți, ci să renunțăm să le mai numărăm. Familie. Când acestea apar, că le-am pierde șirul, fiindcă vor fi multe, multe. Așa că e mai bine să ne lăsăm pe gubaș cu număratul. Ce optimism a apucat niciodată. Ce avem noi aici? Întrebarea motu atâtor întâmplări prevăzute sau neprevăzute apărute în viața fiecărui om. Avem de-a face cu a șasea apariție editorială de aparține colegului nostru de cenaclu, Ion Moise, cronicar al metaforilor românești. Apariția acestui volum nu este o noutate. El a fost proiectat cam pe la începutul lucrărilor, ci nouă
atenție, nou adjectiv, este geneza acestei cărți. Asistăm și intrăm astfel pentru prima dată în laboratorul creației metaforiștilor comăneșteni, la scrierea în direct, pe viu, a unei cărți publică și pentru alții, ceea ce facem noi în cadrul ședințelor de lucru. Mai precis, se popularizează modul tacit, cum se poate scrie o carte în fața membrilor cenacului. Pentru cine e în stare? Aserțiunea fiind valabilă și pentru viitorii cititori. Cartea este, prin urmare, un jurnal fidel al celor 18 ședințe ale grupului de literatură și artă, Metafore Comăneștene, cuprinzând procesele verbale ale acestor ședințe, cât și procesele verbale ale celor 4 lansări de carte de până acum. Autorul adaugă la sfârșitul cărții încă 2 evenimente, legate de alte 2 apariții editoriale ale colegului și prietenului dumnealui și al nostru, profesorul P. Colăcel, cum îi place lui domnul Iacob să-i spună. Petre Colăcel. Așa scrie, așa citim. Da, și a domnului Țăranu, cu autor al volumului al doilea. Numai că reproducerile amintite nu reproduc procese verbale, ci doar amintiri despre aceste lansări de carte. Acum, în stilul domnului Moise, deduc și eu că ori nu se inventase încă procesul verbal scris pe viu, la sursă, fie cum spune domnul Moise, nu a avut doamne la îndemână pe moment câteva cole a 4 care să imortalizeze evenimentul. Pagba e mare, zic eu. Evenimentele atunci meritau să fie și ele prezentate, să rămână posterității. Fiind vorba de 2 cărți ce merită citite pentru a cunoaște și mai bine pe cei 2 profesori ai liceului din Comănești. În sfârșit, la sfârșitul cărții, între ghilimele, în 3 pagini, profesorul P. Colăcel mitraliază cartea în câteva cuvinte. Iarăși mă simt nevoit să întreb, oare cartea nu merita mai multă atenție, mai ales pentru unicitatea ei în domeniu? Sper că domnul Colăcel să completeze cuvântul. Acum 3 ani, la Ipotești, la Muzeul lui Eminescu, mi-a fost dat să văd tot un astfel de jurnal de ședințe al întrunirilor juminiștilor din casa lui Pogor și mai târziu din casa lui din București, al lui Maiorescu. Asemănarea dintre cele 2 culege de procese verbale este demnă de reținut. Procesele junimei erau scrise, ca și ale domnului Moise, pe foi volante, până când Adexenopol, secretar al societății, ca și Iacob Negruții, a adunat toate aceste procese verbale și le-a recopiat într-un jurnal editat mai târziu. Xenopol a continuat apoi scrierea proceselor verbale și ședințelor, chiar și în timpul ședinței, dar într-un jurnal și nu proces verbal. Informațiile le dețin și le reproduc din 2 materiale de popularizare ale Ipoteșilor și ale casei Pogor, care mi aparțin. Dacă cenaclul vrea să le vadă, le pun oricum la dispoziție. Prin intermediul domnului Valentin Coșereanu, Eminescologul, care a studiat în detaliu acest jurnal al juninilor. În timpurile noastre, domnul Leonid Iacob le-a adunat și dumnealui pe ale domnului Moise și le-a publicat în recentul volum cronica la Metafore Comăneștene cu subtitlu Proză umoristică. Într-adevăr, pentru omul Moise nu se putea găsi un alt termen mai nimerit decât acela de cronicar. Cronicarii moldoveni, Ureche, Costin, Neculce, Cantemir, cronicarii munteni, Stoica Ludescu, frații Gerceanu, Șerban Cantăvufino, sunt mici copii față de marele Moise din Asău. Cine îi mai citește azi pe acești cronicari care au pus pe lângă alții bazele științifice ale literaturii române și culmea culturii și din manuale școlare au fost scoși? Doar ciracii de la litere îi mai studiază, fiindcă îi iau în bibliografie examenilor de anul întâi. Pe când, cronicarul nostru în discuție, domnul Moise, este demn de citit de către contemporanii care văd în scrisul lui că naș la Moldova oameni, Asău fiind oază literară renumită de acum cu nume și renume în cultura Băii Trotușului. Numirea dumnealui la redactarea acelor
a celor petrecute în ședințe a fost înțeleaptă. Posesor și a unei culturi adecvate, dumnealui consemnează succint la obiect, deoarece derularea activității într-o proză puțin cunoscută cititorilor, care se aștepta poate la o narațiune cu un șir de întâmplări, cu incipit, cu punct culminant, cu personaj, cum spunea colega de alături. Dar găsește o înșiruire de evenimente, mai mult sau mai puțin făcute, în care trebuie admirat și reținut stilul specific cronicii umoristice. Aici domnul Moise eșelează. E superb, e spumos, e de nimitat. Vedeți că am încercat și eu, dar cred că n-am reușit. E mare omul, cam 1,80 și peste 90 de kilograme. Colegul Petrica Colăcer are în ultima pagina volumului o listă convingătoare de citate. Adaug și eu câteva părere, în sensul bun al cuvântului, spicuite din cronici și mai ales din cronicile subsemnate. Încep cu existența a două jocuri de cuvinte cu care maestrul se joacă. Au fost date și de colega de alături. Eu rămân de lemn tănase ca un Tutankhamon din lemn. Aproape, spunând despre lucrarea mea, lansare la apă, că plouă cu găleata afară, ceea ce este semn de belșug. Iată și un comentariu frumos. Treaba e adusă din condei, dar dacă e urmată din condei cum trebuie, arată munteanul din Moldova, adică eu. Criticul, alias Petrica Colecel, așteaptă cu nerăbdare și cu poftă volumul care trebuie să apară, care ceva e erotic. Aici a nimerit-o, din plin. Volumul 2 va fi 100% erotic. Care va apare în ianuarie. Iată și un calambur. Iată, Dumnezeu, sau puc. Ce-l dau înainte. Iată și un calambur. Corbicanu notează, intervine un personaj cu care sunt pe picior de egalitate. Era vorba de domnul Dinguț. Nici eu nu-l știu, nici el nu mă știe. Dar s-a trezit că scrie și el. Adică nu el, ci o altă entitate din mâna lui. Probabil mâna stângă. Să vorbim și despre un oximoron care îmi este adresat. Veșnicul tânăr student. Are un dram de adevăr. Cine a citit povestirea din volumul 1, Cum se ajunge student la litere, va găsi în roman cu titlul provizoriu Un drum presărat cu flori și spini, că Luc, după ce a terminat pedagogicul la Sorbona, a continuat studiile la universitate încă 4 ani. Deci a absolvit o facultate de maxi top, unde a fost student 7 ani, în loc de 5, cum era normal, 5-3, ca în zilele noastre. Curez în continuare inspirație bunului nostru cronical, cât și clinciuri tot mai acide și mai spumoase, care se pună la îndemâna celor neavizat, ca la cafeneaua literară. Se muncește pe brânci și se bea o cafea extraordinară făcută de amabila Mădălina. A fost foarte serios până acum. Ca astă seară la 8 este bal, dansa în tren și doar treile biletul. Minunat a sortat e bufetul și au adus d'orchestre în local. Este un fum și o harababură și un miros de zepier și biliar. Vine vremea când trec la salt, cavalerii de mare amvergură. Vă rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. Hai, nu faceți pe modesta, dacă vreți închei și vesta. Vă rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. Eu știu să mă porc o fată, observați, am și cravată. Într-un colț stau băieții ca sfinții, nu îndrăznesc să întreprindă nimic. Că sunt fete frumoase, nu zic, dați venit de la bal cu părinții. Vă rog să-mi acordați,
dreptul să vă invit fata, un tango vă jur și cadra, o adun din nou la tata, vă rog să-mi acordați 3 minute păsuire, vă semnez pentru primire, observați, sunt-o-mi subțire. Un magiste netuz de-a stăpară, dovedind că dar vina greșit, printre lume pășește grăbit, cu un aer ce te înfioară. Îmi acordați un dans, dar te rog să nu faci nazuri, mai cunosc eu niște cazuri, s-ar putea să aveți necazuri. Îmi acordați un dans, căci din fragedă pruncie, eu sunt iute la mânie, te previn ca să se știe. Dintr-un coț, după un ceas de tăcere, un băiat trist și însigurat de o fată s-a apropiat și timid primul dans el îi cere. Vă rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta, aș dansa, vedeți, dar cică, nu dansez, fiindcă mi-e frică. Vă rog să-mi acordați și orchestra de semnalul, și deși fixi vocalul, numai ei sunt în tot palul. Ștefan Bănică, 1970, 60. Mulțumesc! Mulțumesc eu! Foarte frumos! Pentru bucăte care ne amintește. Ostailele! Știm noi! Da! Care se cânta enorm pe la balurile noastre. Și pe la joia tineretului, cum era cândva. Da, pe cum e astăzi, cum e astăzi. Da, pe joia tineretului, da, bine, am înțeles, am înțeles iluzia, pardon, aluzia. Dar noi e joia ne întâlnim, nu? Da, joia, joia ne întâlnim. Suntem nostalgici. Și pentru toată era cu acordatul unui dans, vă rog, doamna Laura Morgusu, ne acordați dansul următor și să spuneți și dumneavoastră câte ceva, da. Dansul următor fiind cuvântul. Da. Dar vă rog să luați loc, sau nu, sau vreți să... Dacă, nu, dacă vă simțiți început, ca la catedră. Dacă tot am început, dacă mai țineți de prima oară și este a treia oară când sunt în fața dumneavoastră, îmi cer scuze că stau în spate, dați-mi voie să rămân... Să rămân în picioare. M-ați prezentat celor care nu mă știu în calitate de critic literar. E foarte mult spus, e foarte mult spus. Sunt doar un admirator al creativității dumneavoastră și, nu în ultimul rând, un profesor de liceu care încearcă să iasă din zona de confort. Pentru că a citit o carte și a căuta să scoți în evidență lucrurile extraordinare dintr-o carte, e totuși un pic de muncă și te scoate din zona de confort. E clar că atunci când ai de ales între a citi ceva și a scrie ceva și a face, nu știu, a te uita la o telenovelă, poate mintea umană, marea majoritate, alege varianta a doua. Mă bucur nespus că sunt astăzi în fața dumneavoastră, că am avut prilejul să citesc toată cartea. Am făcut cunoștință prima oară cu procesele, cu faimoasele procese verbale, acum vreo 3-4 ședințe și mă bucur nespus că au ajuns în forma aceasta. Eu sunt, să știți că chiar dacă sunt profesor de engleză, eu nu sunt filolog, eu la bază sunt inginer și nu știu dacă ați observat, sunt subțintă. Vorbesc foarte repede și mă ambalez foarte repede. Și am scris cam așa, că domnul Miron are talent de povestitor, dar asta cu toții am văzut. Moise. De domnul Moise.
Suntem știm mai despre ce este vorba, corect. Găsim în cartea domniei sale imaginar lexical, umor fin și ironie. Umorul din procesele verbale nu are nici o doză de răutate. Curge firesc, scurt, cu multe păreri personale, de fapt totul este foarte personal. Umorul domniei sale este sobru, delicios și după ce l-ai gustat prima dată, îți vine parcă să mai guști. Forța stilistică reiese din seriozitatea cu care glumește. Nu este nici de cum un umor vulgar, ci unul fin, cult. Și e cu atât mai lăudabil cu cât știm și vedem cum apare. E brut, necenzurat, este esență. Nu este cioplit, cum zice domnul profesor Colăcel. E un umor constatativ, sper că am vorbit bine, e o reinterpretare a acestei aude. Sunteți de română. Umorul este scurt, abrupt și îl simți cum vine în viteză ca o avalanșă. Toate procesele verbale denotă inteligență, ascuțimea minții, viteză de reacție și, nu în ultimul rând, cultură. Autorul își dovedește inteligența prin faptul că știe să asculte, că este prezent, poate cel mai prezent dintre toți, pentru că este cu mintea aici la ce se întâmplă absolut în fiecare minut. Pare că scrie procesele verbale fără efort. Domnul Moise are o inteligență transgresivă, creativă, ce îi permite să se joace cu cuvintele și să scoată din ele just apuneri neașteptate. Are capacitatea de a privi lucrurile de departe, pentru că poate schimba perspectiva acestora și le transformă lucrurile, aceste lucruri banale, vorbele banale, în altceva, în artă. Autorul are flexibilitatea și rapiditatea intelectuală de a disocia cuvintele și înțelesul unei propoziții și de a le da un alt sens. Pentru acestea, pentru cele ce am spus mai sus și pentru multe alte motive, consider că domnul Moise mi-a oferit un prilej delicios să le citesc pe toate în varianta prezentată astăzi și sunt un spațiu de respir. Pentru aceasta, încă o dată, mulțumesc personal și să dea Domnul la cât mai multe. Am cântat tango, acum am scat un bas. Hei, dacă în biserică ar da ceva bere și-ar face și focul să mai prindem putere, noi zile întregi ne-am rugat vorba ta, lipiți de biserici acolo o sta. Să predice preotul, să bea sau să cânte, noi vesel vom fi cum e pasărea munte. Pe nicio băbuță n-ar mai trage de poale, copii strânțul roșii flămânzi, mase goale. Cel de sus pe copii să-i vadă la fel, frumoși, fericiți, bucuroși ca și el. Le-ar da hrană, haine, le-ar da mirte fierte, cu dracul preasfântul n-ar mai sta să se certe. Adrian Păunescu. Nu, pentru că vreau să-l invit pe domnul Cornel Gardă, care este aici, de să zică, să ne zică pe câteva cuvințele. Dumneata ești cu cuvântul din apoi, așa că... Tocmă de-aia mi-a stins viu. Ați care vine. Pentru neva. Doar câteva. E lumină mobilă? După cum ați observat, e singurul care muncește. Trăgește din greu. Așa că ar trebui să ne cântărim bine cuvintele ca să nu ne trezim în congres, deși fiind prezent la una din întâlniri, am fost și eu prins în țeapă, cum se zice,
O să încep cu o observație în stilul umoristic al domnului Moise. Uitându-mă la titlu, imediat am și intercalat aici, în paranteză, metafore în comă. Pentru că la un titlu pe prima copertă nu se desparte așa titlul. Sigur că putea foarte simplu spus cronicar la metafore și atunci din cuprins reieșea foarte clar că sunt metaforele comăneștene. Asta e o observație de editor, nu neapărat de critic. Nu e adevărat. Eu zic că pune un plus cărții. Tocmai cumva te duce cu gândul la ceea ce urma. Ce dar nu aparține, nu aparține nici mie, nici dumneavoastră. Deci, da, are. Aia au făcut. E o întâmplare. E posibil să fie coma. Și eu. Da. O greșeală de editură, efectiv. Dar sună bine, comă. De comă. Nu, de comă. Metafore de comă. Da, da. Eu chiar m-am gândit că așa, eu nu vă cunosc pe niciunul și mă iertați. Atunci am zis că uite ce idee. Da. Rău își previn. Mă simt ca tot rău să fie să revin. Sigur că, fiind și proză umoristică, cititorul o ia cum dorește și așa și așa. Eu mă bucur că am ajuns din nou la început de an și la sfârșit. Și n-am venit cu mâna goală, știindu-vă setați de literatură și de ce se mai întâmplă prin țară. V-am adus primele trei numere ale Cadranului Cultural, o revistă pe care o editez de curând, mai exact din la sfârșitul iunie. A pornit ca un trimestrial, dar finanțatorul a fost foarte încântat de primul număr și mi-a spus să o scot lunar. Bineînțeles că fiind singur nu puteam să fac lucrul ăsta, dar am ajuns totuși la o situație cât de cât favorabilă și autorilor și editorului. Va apare din două în două luni, de regulă la finalul celei de-a doua. Sunt colaboratori valoroși din Bacău și din țară și chiar și de peste hotare, pentru că ultima pagină am intitulat-o Meridiane Românești și aici public de regulă fie corespondențe de la băcăoanii noștri de peste hotare sau nu numai băcăoani, fie traduceri, fie note de călătorie și așa mai departe. Vi le las aici ca să le aveți la colecțiile dumneavoastră. V-am adus și câteva exemplare din plumb, ultimul număr, tot pentru cititori. Acestea sunt la dispoziția dumneavoastră. Nu am adus prea multe pentru că numărul 2 deja s-a epuizat. Numărul 1 fiind într-un tiraj mai mare, încă mai am câteva exemplare. Și numărul 3 a ieșit chiar săptămâna trecută, așa că vă invit și la lectură, dar și la colaborare. De altfel, la prima mea venire la metaforele comăneștene, am pus și eu un pic umărul la popularizarea inițiativei și autorilor de aici, scriind o semnare despre întâlnirea de aici, publicând doi dintre cei care au citit în revista Plum. Acum, sigur că am la îndemână Cadranul, așa că șansele de apariție sunt mai mari, pentru că gestionez singur situația. Vă amintesc celor care ați urmărit-o cu ceva timp în urmă și televiziunea literară, că de luna aceasta și-a reluat activitatea, în sensul că emite, ca să zic așa, în sistemul acesta online. S-a întrerupt un pic timp de câteva luni, pentru că a fost nevoie să se schimbe un server și, odată rezolvate problemele tehnice, televiziunea literară.ro
și vedeți ce se mai întâmplă în domeniul dumneavoastră. Și în domeniul nostru, că la urma urmei toți încercăm să mișcăm cuvintele, fie ele metafore, fie de altă natură. Mă bucur că timp de aproape un an deja ați făcut progrese uluitoare, deci au apărut cărți, au apărut deja prima antologie. Cu greșeli, dar nu datorate numai auto, numai mie. Aici. Aici, da. Aici. Da, eu mi-asum critica, dar și-o asumă mai și ceilalți. Mai e de lucru. Da. Toți greșim și, cum să spun, chiar eu, dacă am citit de trei ori revista și în formula prima a textelor și după aceea la semnal și pe urmă la format PDF și tot se mai scapă câte una. Bine că nu sunt din cele care, cum erau înainte, să-ți provoace, eu știu, sancțiuni aspre sau chiar să-ți pierzi locul de muncă. Nu e cazul acum, când avem libertate, dar sigur, cu limba română ar trebui să nu ne jucăm, pentru că știți prea bine ce se întâmplă în presa de astăzi și pe micul ecran și pe cărcotaș. E vai de limba noastră. Nu o să mă pronunț acum despre... O să vă pronunțați în altă parte. O să dau seama, cum zice cronicarul, fie aici, fie, dacă am înțeles bine sugestia dumneavoastră, într-o altă revistă, la nivel central sau cu o circulație mai mare, ca să ducem faima și mai la vale. Mulțumim frumos! Deci aveți amatorilor, scrieți bine! Pentru că de acum încolo începem să zicem mai vedeți. Da, păi eu de câte ori le-am spus. Dar nu că te chem să vezi. Te chem acolo la mine acasă și te uiți. Și dacă o scapat, trec lector acolo, trec colăcel. Ai grijă ca să se poate interpreta. În capul tău, nu a meu. Ți-am zis-o, nu? Absolut. Da, domnul Chirile, vă rog. Mulțumesc, iubită mamă, steaua mea din zori de zi. Fără tine mi-este teamă că planeta s-a răcit. Fără tine mi-este teamă că planeta s-a răcit. Dragă, soarele a răsărit, pentru tine, mamă dragă, mamă, suflet, unii.
puțin. Îți mulțumesc, iubită mamă, iubită mamă, iubită mamă. Vadim Tudor, Maria Mistă. Domnul Cornel Gardner, sunt invidios că n-a fost și la mine la lansare. Cum să nu fiu supărat și să nu vă fac reproșuri? Aici pe galben l-ați chemat, dar la mine nu doar vin roșu. Știți ce despre ce vorba sunt propoziții la lansare. Și apropo de titlu cu coma, jos domnul Vasile Rață ne dă ceaier cu aromă, iar sus Nelul Răsfață cu a sa proză de comă. Deși nu e procuror, demonstrează că se poate proces să facă cu umor de foarte bună calitate. De mai bine de un an ne tot ținem procese. Și de ce-i proces oman? A avut numai succese. La câte procese, frate, ai făcut la viața ta, te propun, dacă se poate, să fii șef la DNA. Se ține să-i mulțumească într-unul din procesele verbale. Îți mulțumesc, Chirilă, că ai început cu îți mulțumesc, iubită mamă. În toiul încălzirii globale, el se teme de răcirea planetei. Uite, acum văd cât e de subtil, Chirilă. Mama căreia tot îi mulțumește el, nu-i măsa, e de fapt natura, frate. Domnul Chirilă nu-și plimbă prin alte locuri chitara, eu văd că vă onorează de fiecare dată. Asta e dată la pagina 46, da. Da, cine mai... domnul Opea, ar și el ceva de zis. Eu foarte scurt vreau să spun așa, îl felicit pe colegul nostru și îl apreciez din ce în ce mai mult la citire, la recitire, că ne dă dezlegare la râs. Felicitări! Am și-o joc ca domnul... niște epigrame, trei, de fapt, scurte. Dar sunt mă trebuie de citit. Nu vă spui chiar de citit. Ce n-ai de la moarte. Da. Nu-i Nea Moise de scriptură, că a făcut silvicultură. El dă artelor cu parul, că e Moise cronicarul. Elegant, un om cu carte, după vorbă, după port, apa în două nu o desparte, dar-i cireașa de pe tort. La cenacului, bos de bos, stă și scrie, mai și bea. Ce vorbim noi serios, e doar la mișto ne ia. Domnul Ureanu, acelea să mi le dai pe internet acolo. Dar domnul Chiril Răzbacec desuiește cuvântul din apoi. Domnul profesor. Domnul Garai. Că verbal așa se spune, însă scris a fost mereu cu așa profesiune, că o vezi și tu și eu. Poți să citești și eu două epigrame, vă rog. Da, vă rog, dar bineînțeles. Cuvântul din apoi e acolo. Eu nu mă grăbesc deloc. Spumosul tău, proces verbal, zburdat cu multă ușurință, de râs, ajungem la spital. Fă-ți un proces de conștiință. Super. Talentul tău este debordant, deversează, curge de la sine. Lasă-mă, că-i foarte important, ca de moaște, să mă ating de tine. Mersi. Da. Mai este cineva? Aș vrea să spun... Doamna Mădălina, scriitoare, poeta. Nu am o tăpat umoristică. Atâta vreau să spun că această carte, acum am răscoit câte puțin, are o valoare sentimentală, cred că pentru fiecare dintre noi. Nu știu, în primul rând că suntem personaje ale cărții, cei din grup.
și abia aștept să o, să o gust, să o savurez acasă, să-mi amintesc fiecare clipă minunată petrecută aici, pentru că eu am intrat într-a doua ședință în acest grup și am rămas surprinsă de această, nu știu, tehnică, zic, nu știu cum să mă exprim mai bine, dar mi s-a părut o noutate și ceva ieșit din comun, fiindcă nici n-am mai întâlnit așa ceva. Și oricum vreau în concluzie, în faptul că felicit, mă gândesc că fără dânsul nu cred că ar mai fi avut aceea substanță toată activitatea noastră, mă gândesc. E proaspăta mămică care și-a lansat copilul la două zile, l-a lansat în lume, la două zile după lansarea cărții ei. Pe Ioan. Da, pe Ioan. Da. Felicitări. Faptind domnul Costel. Hai la plimbare prin parc, prin zăvoi, uitați de neîmplinire, uitați de nevoi. Comănești, comănești, orășel de munte, pentru cei rătăciți tu ești ca o punte, de care amintiri se duc în tot și caierul vieții cu tine îl toc. Pe care amintiri se duc se întorc și caierul vieții cu tine îl torc. Hai la plimbare prin parc, prin zăvoi, uitați de neîmplinire, uitați de nevoi. Șupană loaia chiar și a său, se leagă de-a pururi de sufletul tău. Oraș minier cu oameni cinstiți, oraș cu virtute și fețe cu minți. Oraș minier cu oameni cinstiți, oraș cu virtute și fețe cu minți. Hai la plimbare prin parc, prin zăvoi, un cosmau lungu sunt fiii tăi și multe familii cu nume de eroi, cu toți la oaltă copii din povești, doar pentru tine oraș comănești. Cu toți la oaltă copii din povești, doar pentru tine oraș comănești. Hai la plimbare prin parc, prin zăvoi, de tine mă leagă amintiri și trecut, când viața am trăit am cu totul plăcut. Să știți și voi încerca popor, comăneștiul trecut, comănești viitor. Să știți și voi încerca popor, comănești viitor. Hai la plimbare prin parc, prin zăvoi. Concert Ficiul Alexandru Ivan. Domnul Petre, că nu te super, dar mai am pe doamna Elena Botezat-o, colega mea. Doamna Elena Botezat-o, colega mea de clasă. Podoleanu. Postă Podoleanu. Eu vreau să felicit pe domnul Moise. Eu cunosc activitatea acestui grup atât de frumos, doar prin Facebook, datorită Leonida. Dar citirea acestei cărți, numai cât am citit așa, am spicuit-o și parcă vă cunosc pe toți și am să vă cunosc foarte bine. Cred că sunteți foarte plastic, bineînțeles, nu știu să mă exprim, dar i-ați analizat pe fiecare atât de bine, îi cunoașteți, cred? Și cred că și acum, probabil că tot asta faceți, notați pentru viitoare carte. Vă mulțumesc! Sunteți subiect acutat. Personaj, vă mulțumesc pentru această carte. Felicitări încă o dată. Colega mea. Scoală, Leon. Scoală, tată. Aia ce chip? Am ce fi vreun asta când v-ați dat în doamne. Dacă Leana așa își spuneam eu în clasă. Să avem acolo o mulțime de colegi excepționali în clasa aceea. Excepționali erau acolo. Unii din ei s-au dus. S-au, de tot. De tot.
Alții au rămas și mai vedeți. De care și doamna Emilia, pe care o știți la primărie cumva, nu? Consilieră. Emilia... Nu uita, dar vine că am un lipsus. Ai un lipsus? Hai să-l aduc la lapsus. Da, nu, așa. Acum nu mai contează, da. Ce vreau să... Da. Ce vreau să spun că există, ați văzut foarte multă aderență aici și în mijlocul acestor oameni, fiecare se simte parcă dator să spună câte ceva. Și datoria aceasta nu vine că îl impulsionează cineva, zice, hai, vorbește, ci că își dorește să facă acest lucru. Și aceasta este un semn excepțional pentru noi cei care suntem în grupul acesta, pentru că reușim să ne transmitem ideile, gândurile, sentimentele, pentru că reușim să facem din acest grup, așa cum îl avem noi aici, reușim să facem ca oamenii să simtă, să se simtă atrași către literatură, către frumos, către ceea ce există mai frumos în ei și în noi. Acesta este mesajul, de fapt, al grupului de literatură și artă, de a coagula toate aceste valori intrinsece ale existenței noastre într-o anumită zonă. Domnul Cornel Galben, mi-a spus până două vorbe. Nu, mi-am adus aminte de ceva și ca să nu fiu după votul dinapoi, am zis să vă amintesc că deci, acest gen de cronică este, cum să spun, singular prin modul cum este scris, dar nu e unic, ca să spun așa, la Iași. Junimea funcționează, sigur, într-o altă formulă. Și Constantin Parascan, criticul, deja a scos două volume de cronici ale ședințelor Cenaclului, care și acelea sunt destul de interesante prin modul în care au fost prinse, cum să spun, toate aceste secvențe de în ședința respectivă. Le puteți găsi și pe acestea, mi se pare că la Junime au apărut. Așa, și doamna care ieșea, încă colega mea. Ingineră, parcă, dacă nu, mă așel. Într-un fel. Așa, și a doua era legată de ceea ce Leonid a spus la începutul întrunirii noastre, când ne-a prezentat. Poet, scriitor, scriitorul presupune pe cel care scrie, deci include și scriitor, și poetul, și criticul, și eseistul, și... Oameni de artă. Deci, să eviți pleonasmul acesta. Eu am vrut să subliniez ideea că e și poet. Specializări. Deci nu numai că poetul e, totuși are un ce, dacă mă gândesc eu bine. Poetul e în aceeași categorie. Bine, e în aceeași categorie, dar eu îi acord o circumstanță. Și pentru această circumstanță spun poet. Pentru că poetul are acea inimă care, cum se spunea, duce cumva metafora, duce cumva scrisul într-o altă zonă decât a scriitorului obișnuit. Asta vreau să subliniez acolo. Ești poet atunci. Domnul Chirile, nu vrei mata. Ce când sunt cânte cel care l-ai acolo pe caiet? Nu cred că e legătură. Ba da, măcar o bucată. Rămâne pe joi. Hă? Pe joi. Nu acum, te rog frumos. Măcar o bucată. Am discutat cu domnul Gara, e bine să cântăm... Dar poate să suflă el versurile. Dar nu e vorba de asta, e vorba de efect. Să sufli note. Ba, efectul a fost acum mult mai mare.
Haide să vedem dacă mă fac de râs, e din nu te faci, zic o singură strofă. Dădeau culorile pe dealuri, e sărbătoare-n crân. De unduia e ca iar ca apa-n maluri, că treia din torul meu nătând. Regătim pagina și vedem strofa a doua. Mai răsucit ca pe un jucastru și tot la tine am jos să mă cerșit, la cerșit. Am spus că e greu. Repetam, îmi bate lumina ui, nu vă citesc. Hai că-i mai simt. Mai răsucit ca pe un jucastru, eu tot la tine ajuns am la cerșit. Să-mi dai din ochii tăi un dram de albastru, că mai aveam un cer de zugrăvit. Da, și tot așa, este poezia lui domnul profesor Cornă, cel care e poezia. Acu te-ai găsit când mai... Păi da, uite, am dărâmat. Era secret, până joi sigur învăț să trei da, strofe și unele. Da, poate unii de un secret ce ai găsit. M-a găsit și acum, odată că acum m-a terminat cu chestia, două ore de obicei, conform tradiției, ăla care vorbește la urmă stârnește bombăneli. Na, că s-a mai găsit și ăsta, acum să mai clămpănească și să ne mai țină. Am în vedere mai ales anumite guri secetoase pe care eu le cunosc, și care așteaptă entuziasmate sau nerăbdătoare finalul lichid. Întrucât punctul meu de vedere asupra cărții în chestii este exprimat în cerc, nădejdea că în limitele rezonabilului în post față, înclinat eu mai mult spre reflexii și inactivitate, inactivitatea asta la mine pe părău se numește altfel, dar nu-i rău. Îmi promisesem să tac în seara aceasta și să-i ascult amuzat pe alții. Nu știu ce plăceri încerc. Numai că reluând lectura, am început să fiu asuprit de hiatul îndoielii. Și m-am răzgândit așa că hai și eu fuga pe la eveniment, măcar cu 3-4 frate acolo. Am constatat că demersului meu, laudativ, din postfață, îi lipsea ceva. Suportul teoretic. Așa că mi-am impus o revenire. Nu vă speriați că vin pe text, dar e nevoie de o... Regretatul universitar Eșan Constantin Parfene, asupritor de frunte al atâtor generații de profesori de limbă și literatură română, chemați cincinal la celebrele... Cum le zicea Leonid? Reciclări. Așa. La reciclări. Comis, printre altele, o lucrare care se numește Compoziție de în școală. O, tempora, prin anii 80, pe editura didactică și pedagogică în București. Nu asta contează. Contează că acolo, printre compozițiile cu aplicabilitate în școală, zice el, se înscrie și procesul verbal. Și îl definește. Să nu vă speriați că imediat ajung la sămânță. Zice el așa că procesul verbal este un act cu caracter oficial în care se consemnează un fapt, o situație, nu e cazul nostru, sau în care se notează pe scurt discuțiile și hotărârile unei adunări constituite. El înscrie procesul verbal în texte cu destinație oficială. Ei, numai oficial nu suntem noi, dar mă rog, aceea e carte științifică, aici e altceva. Pe mine nu asta mă interesează, nu mă interesează ce zice omul despre procesul verbal ăla științific. Nu dau trăsăturile întâi și pe urmă pe rând. Le iau direct în atac. Osatura asta directă nu prea simulează pe creația moiseiană. Cred că ăsta e epitetul, că nu-mi iasă altceva decât cum se zica un fel. Moisească. Moisească. Nu se mulează pe creația moiseiană sau
Probabil invers, nu știu. Păi, mai întâi zice autorul cărții teoretice că există niște formulări tipice de genul proces verbal încheiat astăzi. Așa încep toate procesele verbale. Aiurea! Ia să vedem noi cum începe un proces verbal, dar direct. Nu că proces verbal încheiat azi în ședința. Nu, el începe așa. La ședința 12, care numerotează cu o sârdie. Februarie și-a amintit că este lună de iarnă. E, dacă mi-arătați mie un proces de ăsta verbal de pe vremea lui Ceaușescu, care începe cu februarie și-a amintit că este lună de iarnă, de câteva zile cam tremur. Frigul a lăsat cam multe victime în rândurile noastre. Domnului Cepoi i-a afectat acumulatorul scaunului mobil, domnului Doagă i-a afectat căile respiratorii, cred că atunci Chihăia nu mi-aduc aminte, iar domnilor Popa și Pecolăcel le-a afectat căile de comunicare. Dacă ăsta e proces verbal încheiat astăzi, mai încolo, se zice, în prezența sau cu participarea. E, așa. Ia auzi ce frumos zice despre prezență, prietenul Nilu. Hai mă, așa. Direct. Nu zic proces de vreo încheiat în prezența, nu. Ne-am strâns ca între neamuri. Frați și vieri și de-amu, cine știe, că sunt și persoane necăsătorite. Frații sunt unul personaj fabulos, în sensul că scria fabule, domnul profesor Nicolae Oprea, regretatul meu prieten, și celălalt frate, sunt domnul profesor Doru Oprea, fotoigienic, deocamdată cu numai 200 de poze pe stic. Iar verii, unul vechi și altul mai de mult, se numesc cu diminutiv, Colăcel. Altă formulă. Ordine de zi. Ședința noastră de astăzi are următoarea ordine de zi. E, așa. Auzi cum zice domnul Nelu Moise la ordine de zi. Conform unei ordine de zi, pusă între ghilimele, afișată pe o rețea de socializare, urmează să audiem creații literare scrise de Alina Apostoaie și de Vasile Luciza Molxean. Ei, întrucât și eu vreau să citesc o creație literară proaspătă, putem discuta despre dezordinea de zi. Mai încolo. La final. Drept care, sau drept pentru care, că așa se încheie, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Da, de unde? Înainte de despărțire, chestiuni organizatorice, cine va lectura la ședința următoare, se pare că domnul Doțminescu, domnul Cepoi la alegere cu domnul Popa, ceva voci feminine, domnul Gara și domnul Zalmoxeanu la alegere cu Dragobetele. Cam asta a fost, acest cam asta a fost, mă trimite la finalurile celor 9 povestiri din Hanul Ancuței, în care fiecare dintre cei care povestește zice la urmă, așa a fost, sau cam așa a fost, cam asta a fost, nu drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. E, nu, 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 că n-am timp, nu am ascultat cu răbdare atât, adică așa au fost, nu? Construcții sintactice realizate mai mult prin coordonare. Gramaticianul din mine, atâta cât am fost atâți ani, n-ar crede. E adevărat că frazele sale sunt scurte, dar propun totuși o sesizabilă diversitate sintactică. Sunt spectaculoase și astea. Mă mai răbdați două minute, m-am răbdat două ceasuri. Mă mai răbdați două minute. Cam așa o să fie. E drept că spre deosebire de alții, eu n-am băut apă cât am stat aici. Ai o spusă! Unde-i ce voiam eu să spun aici? Ah, cu fraza. O, oh, Doamne!
era vorba de ședința din 14 septembrie 2017, pentru cei care mai răsfoiți un calendar religios, aia este ziua înălțării Sfintei Cruci. Ce zice prietenul care nu uită, e citit, are calendarul pe perete acasă, care nu e plin. Ziua este de bun augur, căci este dezlegare la ulei și vin, numai cel care se uită pe calendarul din perete știe chestia asta. Deci ziua este de bun augur, căci este dezlegare la ulei și vin, întrucât de obicei, asta ca să vedem că nu sunt numai coordonate, ba din potrivă, sunt niște subordonate așa, dintre cele mai... Ziua este de bun augur, căci este dezlegare la ulei și vin, și întrucât de obicei se bea vin până se ia pe ulei, sunt direct interesat să văd cum vor decurge lucrurile. Asta e frază stufoasă, nu numai cu coordonare. Și încă una la fel de spectaculoasă, tot aici, așa, asta chiar îmi place. Dar e la 18. Lucră 8. Nu, nu e acolo. Ei, drăcie, că le-am pus cu urme zici. La 12, dacă nu mă auzi. Am auzit. Umblând el să se cultive la Iași, unde poți cultiva mai mult la el decât la cârciuma Bolta Rece. A reținut un text acolo, pe perete sau de pe unde l-o fi reținut. O reclamă care face reclamă instituției respective de cultură. Zice el așa în final, și asta o frază, nu știu, foasă, nu lungă, dar numai cu coordonare. Mi-a plăcut reclama asta din pricină că în țara de unde vin, la poftim la masă de multe ori se spune ia de crapă. Și verbul adugi nu are nicio legătură cu ar găsi tu cheilor. Zice autorul compozițiilor în școală că procesul verbal e un stil administrativ, e scris într-un stil administrativ. Am văzut deja cum autorul dinamitează toate poncifele speciei, așa că ar deveni moțios, acum să mai insist eu, asupra stilului. Ce? Stilul e beletristic, cât cuprinde, de ce s-o mai întorc? Nu mă mai justific. Domnule, e un spectacol cartea asta, lingvistic, semantic, lexical, adânc spiritual. Și apoi, că v-am zăpăcit, întoarceți puțin cei care aveți cărțile în față și uitați-vă la poza aia de pe coperta a patra. Dar uitați-vă așa cu simț de răspundere. Și ia să vedeți noastră ce zic eu despre poza asta. Vă să zic că privirile alea insidioase, așa, de sub ochelarii aia, generoși, fac așa un mariaj parșiv, dar parșiv tare, cu surâsul ăla discret malicios de sub mustața tunsă scurt, care toate la un loc te avertizează că nu-i benefic să stai prea mult în fața lui, că dacă intri în mânză, imediat te nemurește într-un proces verbal. Am zis. E așa, deci cuvântul de din avai a fost un cuvânt așa mai... Nu chiar genetetică. Vreau să... Înainte de a cânta domnul Chirilă și de a masa dansul și semnicitările și de a citi domnul Moise procesul verbal al acestei activități. Să mulțumesc tuturor participanților de aici și să remarc aici prezența domnului inginer Cernat, care ne-a rămas dator cu ceva și n-a vrut să onoreze. Da, se rezolvă, da. Domnului profesor Orzac, care vine de la, vine acolo, de la pe colț, ce crezi? Da, la colț. Așa. Care vine din Palanca. Din Dragomirești. Adică vine din Comănești. Din Dragomirești, da. Mamureșului.
Așa? Și domnului Moței mai e pe aici? Da, da, da. Tatăl unui poet care va apărea cu a treia carte. Va vede, va vede până în primăvară, sigur. Va vede cartea. O carte foarte frumoasă, foarte bine scrisă, care i-am făcut prefața și care urmează să apară la o editură din Sibiu, după câte am înțeles. Da, 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 la Sibiu. Așa? Deci, vedeți dumneavoastră că eu mai lucrez și prin... Așa. Da. Ce vreau să vă spun dumneavoastră, atât de mult mă bucur să vă simt aici alături de mine, încât cu fiecare clipă parcă întineresc. Parcă viața mea curge cumva înapoi, nu înainte, ci îmi dă acea senzație de plinătate, de frumusețe, de bucurie pe care o simt în ochii fiecăruia dintre dumneavoastră. Atâta frumusețe și splendoare, spunea parcă cineva, dacă mi-aduc aminte bine. Și această frumusețe și splendoare cum un altă păstră, e aici și vă mulțumesc că existați și, noi vă mulțumesc. Și că sunteți alături de noi și că veți mai fi alături de noi, pentru că noi cei care scriem avem nevoie de dumneavoastră. Nu putem exista în afara dumneavoastră. Și dacă această osmoză dintre creator și cititor, privitor, nu știu, admirator, se realizează, e mai mult decât și-ar dori oricine. Și-ar vrea să-i fac o zicere doamnei Cristina Popescu. Se plângea că n-au și la Moinești o catenea literară. Cateneaua literară sunt oamenii. Acolo aveți oameni. Da. Și... Dar dacă deocamdată găsiți aici un loc, sunteți în continuare invitați a noastră. Da. Deci Cateneaua literară reprezintă oameni și noi, și cu ocazia aceasta ar vrea să invit aici pe domnișoara Bianca. În fața acolo, domnișoară. Da, mai în fața acolo. Acolo, mai în față. Și vă rog să vă spuneți punctul de vedere asupra faptului că ne onorați și ne acceptați, ne acceptați să ne găzduiți aici. Bună seara tuturor. Nu cred că mă cunoașteți. Eu sunt Mădălina. Chiar cu cafeaua. Ce pot să spun? Nu am crezut vreodată că voi reuși să găzduiesc ca un grup de literatură și artă să-și aibă sediul într-o locație a mea. Eu chiar mi-am pus sufletul în ceea ce am făcut aici, în acest loc, în fiecare amănunt. Și mă bucur din suflet că astfel de oameni, de scriitori, poeți, autori, se bucură să vină la două săptămâni aici, între noi, să împărtășească câteva cuvinte și ceea ce au pe suflet, cred eu, din câte citesc. Ce pot să spun mai mult? Vă mulțumesc din suflet că ne onorați voi pe noi cu prezența aici și dar cât mai multe. Mulțumesc. Mult mai multe. Și dăm Cezarului ce e al Cezarului, îl ascultăm pe Costel. Sunt legate să am și la latină și la greacă. Și apoi, trebuie pupată în față. Și literea Domnului Găsar, uite cum uita. Începând de la Său, până-n vale la Vermești, te întins ca o grădină, tu bătrână comănești. Începând de la Său, până la pod la Dărmănești, te întins ca o grădină, tu bătrâne comănești. Gardă-ți este goanța lapă, muntele cu codrul verde, trotușul care te spală, până albul ți se vede. Comănești, comănești, ca-n povești,
Comănești, comănești, dragă ești. Stă de veghe sus pe coastă, rămășiță din trecut, lumea neagră părăsită și uitată neplăcut. Comănești, comănești, ca-n povești. Comănești, comănești, dragă-mi ești. Cântece manele șușe, boșbuiți de leuștean, o migrare a bunăstării provenită din Șupan. Comănești, comănești, ca-n povești. Comănești, comănești, dragă-mi ești. Un primar care s-agită să mai schimbe nou ceva, să-ntărească în betoane tot ce s-a stricat cândva. Comănești, comănești, ca-n povești. Comănești, comănești, dragă-mi ești. Peste toată bucuria soarele mare se arată. Comănește-ți când iubire, dor de mamă, dor de tată. Comănești, comănești, ca-n povești. Comănești, comănești, dragă-mi ești. Începând de la său, până la pod la Dărmănești, te vinzi ca o grădină, tu bătrâne comănești. Începând de la său, până-n vale la Vermești, te vinzi ca o grădină, tu bătrâne comănești. Începând de la său, până la pod la Dărmănești, te vinzi ca o grădină, tu bătrâne comănești. Începând de la său, în vale la Vermești, te vinzi ca o grădină, tu bătrâne comănești. Să rămână. Său care n-are treabă cu Comănești decât prin vecinătate, dar nu zice nimic de cartierul Leorda, unde domnul Ogor s-a măritat de când hău. Și asta l-a ofuscat pe Ogor. Să apreciez că toți membrii cenacului au asăul la bază. Ei, săracu! Ei, de unde? Dar de unde zi? Unde ești matat? De unde, auzi? Dar domnului Moise, să mulțumim și soației domnii... Să vorbească care, și dânsa. Care nu vorbește, nu vorbește. Dânsa vorbește acasă. Și pentru sprijinul acordat soțului în realizarea acestei cărți și sperăm că această carte o va impulsiona și pe dumneai să-l ajute în continuare ca omul să fie ceea ce merită. Mulțumesc! Acum să auzim proces, autoprocesul verbal. Vrem bal? E bal sau nu e bal? Dacă e bal, bal să fie. Dar aș vrea întâi să zic și eu câteva. Așa zi. N-aș fi crezut că la vârsta mea pot avea emoții. Dar uitați că am. Mulțumesc la toți care ați luat cuvânt. Mai bine citeam. Dacă tot încep, vorbește și pentru surzi. Costele, poți să mă ajuți, te rog, cu microfonul? Să cânt marșul? Cu microfonul. Mă, mi-e mânătrisă, că sunt deșelești imediat. Mă, chipite de la Ghimer, domnul Moise. Da, domnule. Vine acum, microfonul. Leonida, dau pic de apă pentru domnul. Pentru cine? Are ape destule, acolo, așa. Pe cu apă. Da, apă-i trebuie. Ține-l de sărmi, așa, să nu o să-ți mă rog. Așa o apă mai tare, cred că i-a fost mai bună. Dar n-ar fi avut emoții. Mulțumesc la tot care ați luat cuvântul. Deci nu știam despre bine că am comis atâtea chestii. Multe chestii, da. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc și
conducătorului grupului, care dacă nu era dânsul, nu știu dacă mai apucam să publică. Vreau să mulțumesc și gazdelor noastre de aici, nu în ultimul rând soției. Și de acum să vă zic despre carte. Eu n-am să fac așa prietenul Costel Curățel să scot cartea pe masă și să arată și să râde de ea. Ia uite cartea, asta e carte. Totuși n-am să râde ea, că... De. Dar s-au strecurat niște greșeli, deși au avut prea multe moașe, cred eu. Credeți despre mine că așa de voinic, m-am încumetat eu să dispar cu cuvintul în silabe la mijlocul rândului. Așa s-a întâmplat, nu știu din ce corecturi sau ce-o fi fost acolo. Cărți, într-adevăr, ați fost derutați de stil, nici eu nu știu ce fel de stil este. Și am sezat la un moment dat că e cam stereotip. Bine, subiectul e altul la fiecare ședință. Și m-am gândit și la alt gen. Și în sensul ăsta mai am o carte de călătorii. Mm-hmm. Și ca alocări... Care va fi publicată probabil în decembrie. Și ca alocări adiacente, mai încerc și eu să nu zic penița, pixul, cu rondeluri, epigrame. Și probabil că atunci când mi-a mai venit mintea la cap și pot să scriu serios, o să, probabil, o să încerc să merg la schițe, la novele, știu eu, v-am plictisit destul. Acum să vă citesc despre seara asta. Uite că am ajuns să fac cronică la lansarea cărții mele. La început m-am gândit să rog un coleg mai mucalit să scrie o cronică. Dar mintea românului e mai la urmă, așa că până la urmă am hotărât să scriu eu însumi. Din cauza că am chipzuit așa, cum domnule la nunta mea să rog pe altul să interpreteze cea mai fierbinte scenă din rolul Mirelui? Fiind o gazdă primitivă, am venit mai dinainte de ora fixată. Cam în același timp cu menestrelul Chirilă veni să-și încordeze instrumentul. Partea frumoasă e că versurile, cântecului aparțin domnului Pecolăcel. Versurile sunt frumoase, dar se pare că sunt prea multe. Domnul Chirilă nu poate învăța pe derutul capului trei strofe și un refer, așa că nu știu cum va reacționa autorul versurilor, că dumnealui le are în cap la tâmpla serii. Sala începe să devină neîncăpătoare și prietenul Cecolăcel a ținut morții și să-mi lasă invitații fără carte cu autograf. Noroc de faptul că eu am dosit vreo câteva. Și dacă o fi și o fi să fie, cine n-are parte de carte, sper să aibă parte de o seară frumoasă. S-au mai adus niște băncuțe, numai Vasile Rață știe de unde și sper să încăpem. Nu prea avem loc de dans, dar vom vedea. La urmă, dacă dansați sau ești cu mătă. Domnul Iacov constată că ne-am adunat prin strângere, prezintă activitatea grupului nostru, activitatea pe care o facem cu plăcere. Se salută prezența invitaților celebri, mai puțin domnul Neșu, a membrilor grupului. După prezentări aflăm despre mine că scriu pe șindrilă cu ghiotura, despre domnul Pecolăcel că e mamoș la vintrele gramatice. Apoi și despre alții, cu portrete bune de afiș. Pauză muzicală cu copilul plângăcios și sensibil, care este Costel Chirilă, cântă din Viena. Invitată, fără să se aștepte la asta, doamna Cristina recunoaște că n-am mai întâlnit altul ca mine, lucru oarecum firesc. Se pare că distinsa doamnă știe de undeva că eu am fost grănicier la viața mea din moment ce eu scriu literatură de frontieră. Care nu poate fi înscrisă undeva, deși ar putea fi memorialistică, lucrare hibridă sau cu har. Uite, mă trezesc și eu ca Harpagon, că fac proză fără să știu. Se pare că nu am
că am comis foarte multe chestii literare de care habar n-aveam, ca de o pildă oximoron. Mulțumesc, doamnă profesoară medică. Și domnul Iacob, mulțumesc. Și domnul Iacob, mulțumesc și doamnei Cristina Popescu. Cantautorul Chirilă, total insensibil la toate referirile mele cărcotașe, cântă cu lacrimi de dor. Domnul profesor Popa Comănești vrea să modifice numărătoarea clasică să se oprească la 9. Bine că am prins un număr norocos la 6 din 9. Se prezintă cartea pe care toți au auzit-o pe fragmente bilunare. Dar uite că dacă eu m-am născut în Asău, pot zice că nasc și la Moldova oameni, cu spumos. Mulțumesc, domnule profesor. Săturat să mai fie serios, domnul Chirilă face invitații la dans. N-avea de unde să știe, săracul cântăreț, că eu eram îngrijorat de lipsa spațiului de dans. Dansul e al lui Ștefan Bănică Senior. Doamna Laura Murgu își menține poziția verticală pentru a ieși din zona de confort. Află despre mine că glumesc cu seriozitate, dar că am necioplit. Ia uzi, sunt transgresiv, știu și eu păcatele mele cum mai sunt. Mulțumesc în calitate de autor. Pornit pe joc, domnul Chirilă se pune pe vals. Aici cred că s-a orientat mai bine asupra spațiului, căci o biserică e mult mai încăpătoare decât cafeneaua noastră. Domnul Cornel Galben spune numai câteva cuvinte referindu-se la un comic de cumă din Comănești. Fiind și editor, domnul Galben a adus și 3 nume din revista Cadran Cultural, revistă bilunară și câteva exemplare grele de plumb. Ni se prezintă și televiziunea literară.ro. Terminăm cu dansul, menestrelul Chirilă trece la sentimente materne adresate unei mame pe care a secătuit-o. Domnul Cecolăceu nu scapă ocazia să-mi adreseze de câteva epigrame, deși să lăuda că mi-e prieten. Domnul Teoprea mă felicită foarte scurt, având o dezlegare la râs. Domnul Zamoxeanu apreciază cât de gingaș dau eu cu par. Domnul Garai vede latura scrisă a procesului verbal. Nicu Vătavu ține morțiși să se apropie de moaștele mele. Madadea s-a arătat surprinsă de tehnica unui proces verbal aparte. Partea bună a cântecului interpretat de pauza muzicală de domnul Chirilă e că nu ne trimite la plimbare, ci ne cheamă. Nu numai prin Comănești, că se pomenește și de Asău. Sper că se pomenește la vii. Doamna Botezatu, fostă Pădoleanu, ne-a cunoscut pe Facebook, așa că putem spune că ne cunoaștem din vedere. Doamna Iacob coagulează valori intrinsece ale grupului nostru. Domnul Cornel Galben și-a amintit de niște procese verbale de la Iași, de la Junimea, semnate Parascan. Îmboldit, viguros, domnul Chirilă își ia inima în dinți și cântă în tâng despre jugandru care rimează cu albastru. Deși a scris un cuvânt la urmă, domnul Pecolăcel revine cu alte cuvinte referitoare la procesul verbal științific. Concluzia e clară. Nimic nu e științific în cronicile scrise de mine. Criticul nu citește în diagonală, dar a scris pe o hârtie curmezâși. Halal critic, nu s-a rezumat să se ia de text, s-a apucat să-mi comenteze și poza de pe coperta. Cei din urmă ca și cei din tâi, prietenii mei Orzac și Moței sunt băgați în seamă. Printre mulțumirile pe care domnul Iacob le adresează participanților, se strecoară și mulțumiri pentru gazda noastră. În pauză se cântă imnul Comăneștului. Oraș drag, cam povești, cantautorului. Doamnelor, doamnelor, doamnelor,
Noi ne întâlnim, membrii metaforilor ne întâlnim joi, la ora 16.30, așa, ca de obicei, și urmează să ne facem activitatea așa cum știm noi să o facem. Leonid, eu nu cânt despre scriitori. La următoarele 15 și pe 29. Pe 29, nu știu dacă îți mai... Dacă vine cumva antologia, cântăm cu toți. Nu-i nimic. Nu las, cât este, nu e o problemă. Să vă mulțumesc pentru participare. Poftiți, vă rog, poftiți, vă rog, și gustați din cele aduse de autor. Mulțumesc.